Apa pe care ne-o dorim este un proiect dezvoltat de rețeaua internațională a muzeelor apei sub patronaj UNESCO la care compania Timișană de apă este afiliată. Prin centrul educațional AquaPic, de la fosta uzină de apă industrială a Timișoarei, administrată de AquaTim, au fost înscrise anul acesta 50 de lucrări realizate de copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. Competiția Apa pe care ne-o dorim are ca temă apa dulce și încurajează tinerii să-și exprime creativ emoțiile și convingerile proprii legate de apă. Câteva dintre lucrările finale care s-au calificat pentru faze internaționale de jurizare sunt Apa pe care ne-o dorim, categoria videoclip, 13-18 ani, Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu Timișoara. Cum va arăta viitorul, categoria de sen, 10-12 ani, școala gimnazială numărul 24 Timișoara și Apa vieții, categoria de sen, 13-18 ani, în București. Lucrările pot fi vizionate pe paginile oficiale ale Aquapic și Aquatim. Rezultatele finale internaționale ale concursului se vor solda prin acolo acordarea a se premii a câte 250 de euro.